zilei se numește Codul Stresului, scrisă de Richard Sutton. De la supraviețuire la prosperitate, un model științific. Ce vei avea de câștigat? Îți vei regla stresul pentru a-ți îmbunătăți sănătatea și a-ți atinge cel mai mare potențial. Astăzi, stilul nostru de viață este alimentat de stres. Ne grăbim de la un loc la altul, ne zgârcim la somn și lucrăm până târziu pentru a respecta termenele limite. De fapt, acum suntem mai stresați ca niciodată și asta ne îmbolnăvește. Pe termen scurt, nivelurile crescute de stres provoacă anxietate, creștere în greutate și scăderea performanțelor cognitive. Pe termen lung, stresul poate duce la atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale, boli autoimune și a fost chiar legat de mortalitatea prematură. Cu toate acestea, doze mici de stres pot lucra și în favoarea noastră. Răspunsurile biologice pe care le avem la momentele stresante, în care inima ne bate în piept și adrenalina ne curge prin vene, sunt cele care ne mențin în alertă în timpul unui interviu, de exemplu, de angajare, sau cele care ne ajută să găsim soluții în circumstanțe haotice. Așadar, în loc să evităm complet stresul, ceea ce să recunoaștem este destul de greu, ar trebui să învățăm să-l folosim în avantajul nostru. În acest rezumat vom arunca o privire asupra rolului pe care îl joacă stresul în viața noastră și cum îl putem valorifica pentru a ne dezvolta personal și profesional. Veți mai afla ce factori determină stresul în lumea modernă, de ce sportivii sunt un model pentru gestionarea stresului și cum doze mici de stres ne pot ajuta de fapt să ne atingem obiectivele. Cu toții am auzit avertismentele. Viețile noastre ocupate ne trimit într-o spirală a stresului. Experții în sănătate din întreaga lume ne spun să o luăm mai încet, să ne luăm timp liber și să implementăm mai mult echilibru între viața profesională și cea privată. Mulți dintre noi se apucă de meditație pentru a-și calma nervii sau pur și simplu luăm pastile pentru a ne ajuta să dormim. Toate acestea ridică întrebarea de ce suntem atât de stresați. Potrivit autorului Richard Sutton, bunăstarea noastră fizică și mentală depinde de capacitatea noastră de a stabili un echilibru în viața noastră. Dacă suntem echilibrați, suntem capabili să ne mișcăm cu ușurință între stările de excitare și regenerare sau activitate și odihnă. Problema este că societatea modernă face imposibil să ne menținem echilibrul din mai multe motive. În primul rând, faptul că suntem conectați în permanență prin intermediul tehnologiei ne face mai greu să ne apărăm timpul liber. Suntem disponibili 24 de ore pe zi pentru a răspunde la apelurile sau e-mailurile de la serviciu sau prietenilor sau familiei care au nevoie de sprijinul nostru. Ca urmare, programele noastre sunt pline de lucruri de făcut și de oameni de care trebuie să ne ocupăm, în timp ce timpul pentru noi înșine este adesea lăsat în afara listei. Un alt motiv este următorul. Admirația față de succes și intoleranța față de eșec devin rapid norma în societatea noastră. Fie că ne dăm seama sau nu, cu toții ne forțăm să fim mai mari și mai buni ca niciodată. În același timp, dorința noastră de a concura și în cele din urmă de a reuși este în continuă creștere. Acum, orele de lucru mai lungi, săptămânile de lucru prelungite și concediul anual mai puțin sunt ceva obișnuit în mediile de lucru. Este de mirare că nivelurile noastre de stres cresc vertiginos? Vestea proastă este că situația nu face decât să se înrăutățească. Potrivit unui studiu finalizat de cercetătorii de la Școala de Medicină a Universității Yale și de la Universitatea din California, Los Angeles, o persoană obișnuită din societatea dezvoltată experimentează între 4 și 5 episoade de stres săptămânal. Pentru mulți dintre noi, viața seamănă adesea cu mersul pe sârmă,
Încercăm să mergem înainte în mod constant, dar presiunile personale și profesionale amenință mereu să ne dezechilibreze. De aceea este esențial să învățăm să gestionăm stresul și chiar să îl exploatăm în beneficiul nostru. Vom arunca o privire asupra acestui aspect în următoarele secțiuni. Ar surprinde să știi că munca este principala sursă de stres din viața noastră? Probabil că nu. Cu toții suntem vinovați că muncim până la refuz și lăsăm foarte puțin spațiu pentru timpul pentru mine. Dar puțin dintre noi își fac timp să reflecteze asupra motivelor pentru care locurile noastre de muncă sunt atât de stresante. În studiile Whitehall din 1967, profesorul Michael Marmot a monitorizat 28.000 de funcționari publici britanici pe o perioadă de 40 de ani. Studiile au confirmat pentru prima dată că stresul la locul de muncă are un impact direct asupra sănătății și a duratei de viață a oamenilor. De asemenea, a demonstrat că rangul unui angajat în cadrul unei organizații afectează nivelul de stres al acestuia. S-ar putea să vă gândiți că acest lucru sună evident. Bineînțeles că angajații cu vechime vor experimenta mai mult stres decât juniorii. Ei au mai multe responsabilități, mai mulți oameni de gestionat și consecințe mai grave, dacă greșesc. Cu toate acestea, studiile Whitehall au dovedit contrariul. Angajații de rang inferior au avut cel mai mult stres și cea mai proastă stare de sănătate, precum și un risc mai mare de deces prematur. De fapt, riscul lor de mortalitate a fost cu 300% mai mare decât al angajaților de rang superior. De ce? Ei bine, al doilea dintre studiile Whitehall a constatat că angajații cu rang inferior aveau mai puțin sprijin social, mai puțină varietate în cadrul muncii și, cel mai important, o lipsă de control asupra procesului de luare a deciziilor, în comparație cu cei din poziții mai înalte. De atunci, mulți cercetători au pornit de la ideea că lipsa de control afectează bunăstarea angajaților. De exemplu, o analiză daneză din 2008 a 16 studii care au implicat 63.000 de participanți a făcut legătura între acest sentiment de neputință la locul de muncă și simptomele depresive și episoadele depresive majore. Impactul pe care stresul îl are asupra sănătății mentale a oamenilor are de asemenea un efect în lanț asupra întreprinderilor și economiei. Angajații stresați se absentează tot mai des de la serviciu, productivitatea scade și, ca urmare, rezultatele financiare ale multor întreprinderi sunt afectate. Așadar, ce se poate face? E bine, răspunsul scurt este că liderii organizațiilor trebuie să-și îmbunătățească mediul de lucru. Aceștia pot începe prin a le oferi angajaților mai mult control asupra muncilor și o mai mare implicare în procesul decizional al companiei. Managerii pot de asemenea să-și sporească sprijinul acordat angajaților și să facă un efort pentru a eradica comportamentul antisocial de la birou. Gândiți-vă astfel, reducerea stresului în locul de muncă este în beneficiul tuturor. Stimulează sănătatea și fericirea angajaților, sporește productivitatea și îmbunătățește performanța generală a afacerii. Înaintașii noștri trăiau în colibe în sălbăticie și își căutau hrana, iar stresul pe care îl experimentau zilnic era declanșat de amenințări fizice și reale, cum ar fi o comunitate vecină care încerca să le fure proviziile sau un animal sălbatic care își căuta cină. În momentele de pericol extrem, corpul nostru a învățat să emită un răspuns la stres, un mecanism biologic care putea să adune la oaltă principalele sisteme ale organismului pentru a ne proteja de rău. Răspunsul la stres are o serie de efecte. Eliberează energie, sporește puterea musculară, stimulează acuitatea mentală și chiar promovează rezistența la durere. Este unul dintre principalele motive pentru care oamenii au reușit să supraviețuiască, spune autorul. Așadar, ce se întâmplă cu noi atunci când ne confruntăm cu stres? Răspunsul organismului nostru la stres este împărțit în două valuri,
axa căii simpatomedulare SAM și axa hipotalamo, hipofizo, suprarenală, HPA-ul. Primul val este reacția de luptă sau de fugă emisă de hipotalamus, centrul de control al creierului nostru. Această reacție activează rapid sistemul nervos simpatic și eliberează hormonul numit adrenalină. În primul rând, să vorbim despre ce se întâmplă cu corpul tău atunci când adrenalina este eliberată. Ea ridică ritmul cardiac, îmbunătățește circulația la nivelul creierului și al membrelor, eliberează energie în fluxul sangvin și pune în acțiune sistemul imunitar pentru a ne proteja de infecții. De asemenea, sporește simțul olfactiv și îmbunătățește vederea. Apoi vine cel de-al doilea val al răspunsului la stres, în care valul de adrenalină declanșează glandele suprarenale să producă cortizol. Acest hormon ajută la reglarea funcției sistemului imunitar, echilibrând efectul adrenalinei. Fără cortizol, sistemul nostru imunitar ar deveni hiperactiv și, ca urmare, dăunător pentru organism. În acest moment s-ar putea să te gândești că răspunsul la stres sună foarte bine. Cine nu și-ar dori o imunitate crescută și simțuri supraomenești? Chestia este că activarea răspunsului la stres poate fi grozavă pe termen scurt, dar pe termen lung poate fi dăunătoare pentru sănătatea noastră. Acest lucru se datorează faptului că cortizolul și adrenalina, care sunt eliberate în fluxul sangvin atunci când corpul nostru detectează o amenințare, pot fi toxice pentru organism în cantități mari. De exemplu, cortizolul crescut cronic poate duce la o serie de probleme, cum ar fi probleme digestive, creștere în greutate și pierdere de memorie. Adrenalina, pe de altă parte, crește tensiunea arterială și poate crește și riscul de atac de cord sau de accident vascular cerebral. Dar asta nu este tot, pentru că în secțiunea următoare vom analiza mai în profunzime efectele pe termen lung ale acestui răspuns la stres. Imaginează-ți aceasta. Ai lucrat 50 de ore în această săptămână și este vineri dimineața. Auzi cum sună alarma și gemi în timp ce te răsucești în pat în toată da jos. Ești epuizat și asta este evident. N-ai dormit prea mult în ultima vreme și ca urmare te doare tot corpul. Nu prea ai chef nici să mănânci, sistemul tău digestiv este complet dereglat, iar capul te doare. Acestea sunt exemple ale modului în care stresul ne poate afecta pe termen scurt. Dar ce se întâmplă cu noi atunci când experimentăm stresul pentru perioade mai lungi de timp? După cum știm cu toții, stresul este o constantă în viața noastră și într-un fel este inevitabil. Cu toate acestea, perioadele prelungite de stres de-a lungul anilor și de-a lungul lunilor ne pot face să ajungem la un nivel de epuizare completă, fizic și mental. Acest lucru se numește stres cronic. S-ar putea să fii familiarizat cu asta, iar autorul l-a experimentat. În 2007, Satan a îndurat ceea ce el numește o prăbușire inevitabilă din cauza stresului cronic. El era angajat ca director sportiv al echipei olimpice chineze în perioada premergătoare Jocurilor Olimpice, care urmau să aibă loc la Beijing în anul următor. Postul părea un vis devenit realitate. Cu toate acestea, acomodarea în noua sa casă de pe terenul de antrenament olimpic era imposibilă. Pentru început, locul părea o închisoare. Erau oameni înarmați la porți și în tot centrul propriu-zis, rețelele lor de socializare erau interzise, iar singurul mod în care putea comunica cu lumea exterioară era prin e-mail. Nimeni nu vorbea nici măcar limba engleză. În decursul a câtorva luni, Sutton a început să se simte incredibil de izolat. Lucra 70 de ore pe săptămână, părăsea rareori locul de antrenament și nu vorbea practic cu nimeni. Istrovit de stresul constant, corpul lui Sutton a cedat în cele din urmă. Era în mod constant bolnav, trăia cu analgezice și antibiotice și ca urmare a suferit leziuni renale. Potrivit autorului, aceste povești devin mult prea frecvente în lumea de azi. Un număr tot mai mare de oameni suferă de probleme legate de sistemele imunitar, nervos și reproductiv, iar problemele de sănătate mentală sunt din ce în ce mai răspândite. Nu numai atât, dar tinerii suferă de afecțiuni care înainte erau întâlnite doar la persoanele în vârstă.
Ținând cont de asta, poate fi greu de imaginat de ce stresul ar putea fi bun pentru cineva. Cu toate astea, știința a demonstrat că doze mici de stres ne pot ajuta, de fapt, să ne atingem potențialul. Vom arunca o privire asupra acestui aspect în secțiunea următoare. În jumătatea anilor 2000, autorul a consiliat un jucător de tenis de top în ceea ce privește sănătatea și performanța sa în timpul sezonului de iarbă. După ce sezonul s-a încheiat, autorul a zburat înapoi acasă în Africa de Sud. În timp ce era plecat, jucătorul s-a accidentat la umăr. Inițial, Sutton a intrat în panică. I-a spus sportivului să caute ajutor la terapeuți locali până când se va putea întoarce în Statele Unite pentru a-l examina. Dar când Sutton s-a întors, nici măcar el n-a putut identifica problema cu umărul jucătorului sau să amelioreze simptomele acestuia. Știind că mai puțin de o săptămână urma să aibă loc campionatul de tenis US Open, autorul a început să intre în panică. Trebuia să găsească o soluție la această problemă. Slujba și cariera sa depindeau de ea. Confruntat cu această provocare, Sutton a intrat în epuizare totală din punct de vedere mental și fizic. Nu a putut să doarmă, să mănânce sau să se relaxeze nici măcar o secundă. Era neliniștit și avea de asemenea mai multă energie și determinare pentru a găsi o soluție. Această explozie de stres a fost exact ceea ce avea nevoie. După ce a răsfoit cărți timp de mai multe zile, Sutton a dat peste o tehnică numită manipulare viscerală, care părea că ar putea fi o metodă de tratament utilă pentru umărul sportivului. Entuziasmat de această descoperire, Sutton s-a grăbit să ajungă în camera de hotel a jucătorului pentru a încerca. Mâinile sale erau neîndemânatice, iar tehnica era la limita agresivității, dar în mod surprinzător a funcționat. A doua zi, jucătorul a raportat că și-a revenit miraculos peste noapte și era nerăbdător să joace primul său meci din turneu. Sutton a răsuflat ușurat. Fusese într-un asemenea roller coaster în ultimele câteva săptămâni încât era epuizat. Cu toate acestea, existau și aspecte pozitive care puteau fi desprinse din această situație. În primul rând, și-a dat seama că stresul, lucrul despre care toată lumea știe că e rău, i-a dat de fapt impulsul de a reuși. Se pare că oamenii de știință cred de asemenea că stresul acut, adică stresul experimentat pe termen scurt, poate fi pozitiv. Acesta ne poate ajuta să ne adaptăm la schimbare, să ne asumăm riscuri și să găsim soluții în circumstanțe dificile. Vom examina mai îndeaproape acest aspect în următoarele secțiuni. Pentru mulți dintre noi, viața unui atlet profesionist pare destul de fermecătoare. Ai salariu mare, fani care te adoră, un stil de viață celebru și o slujbă pe care să o iubești. Cu toate astea, în spatele scenei, sportivii profesioniști suferă și ei greutăți. Pe lângă programele de antrenament epuizante, ei trebuie să se confrunte cu politici de echipă nedrepte, cu așteptări publice mari și cu antrenori care îi controlează. De asemenea, ei trebuie să facă față călătoriilor interminabile și separării de familiile lor. Dar sportivii par să reușească să evite stresul cronic și să mențină un nivel excepțional de sănătate fizică și mentală. Așadar, care e secretul lor? Sportivii au o rezistență remarcabilă la provocările continue ale vieții și la stresul cronic din mai multe motive. Pentru început, ei sunt antrenați să vadă stresul ca pe o experiență pozitivă, o doză sănătoasă de presiune care îi poate stimula să reușească. De asemenea, sunt învățați să canalizeze stresul într-un mod sănătos, apelând la rețeaua lor de antrenori, instructori și psihologi sportivi pentru sprijin. Când vine vorba de gestionarea stresului fizic, dieta și exercițiile fizice joacă un rol natural. Aportul nutrițional al unui atlet este conceput pentru a promova recuperarea, a reduce inflamația și a furniza energie. De aceea ei consumă cele mai bune alimente și limitează aportul de cafeină și alcool. Pentru a calma mușchii obosiți, sportivii urmează rutine de întindere și beneficiază de masaje regulate și urmează de asemenea protocoale de relaxare. Meditația și exercițiile de respirație sunt folosite pentru a le calma nervii și a le stimula concentrarea. Practic, sportivii sunt ca o mașinărie bine unsă, în care toate părțile componente lucrează împreună în mod armonios pentru a menține motorul în funcțiune.
Nu este de mirare că au o durată de viață mai lungă și un risc mai mic de îmbolnăvire. Așadar, cum putem urma exemplul lor? Ei bine, s-ar putea să nu avem timp să facem un masaj săptămânal sau să găsim mese sănătoase în fiecare zi, dar simpla ordine în alimentație și timpul de relaxare pot face minuni. De asemenea, ar putea ajuta să schimbi modul în care vezi stresul. Oamenii de știință au demonstrat că atunci când un eveniment stresant este combinat cu percepția că stresul este rău pentru sănătate, crește riscul de mortalitate prematură cu 43%. Practic, îngrijorarea că stresul este rău pentru tine te face pur și simplu să fii mai stresat. Așadar, ori de câte ori simți că stresul se insinuează, nu vă adăugați la griji, gândindu-vă la faptul că este rău pentru sănătatea dumneavoastră. În schimb, priviți-l ca pe o experiență pozitivă care vă va stimula să vă atingeți obiectivele. Uneori a fi stresat este pur și simplu incomod. Nu poți gândi, nu te poți concentra, iar mintea ta se simte ca o rețea încălcită de gânduri și îngrijorări. Dar dacă ar exista o modalitate de a opri stresul? Din fericire, știința a descoperit butonul de oprire, o modalitate de a vă opri răspunsul la stres atunci când lucrurile devin insuportabile. Cum putem realiza acest lucru? Să începem cu ceea ce este de fapt nervul vag. Se întâmplă să fie unul dintre cei mai lungi și mai influenți nervi din organism. Acesta călătorește din partea superioară a craniului, în spatele urechilor, până în partea din fața pieptului și în jos spre abdomen. Ne ajută creierul să comunice cu organele noastre, cum ar fi inima și plămânii, și cu alte sisteme, cum ar fi tractul digestiv. Dar poate de asemenea să calmeze organismul după o stare de luptă sau de fugă provocată de adrenalină. Așadar, cum funcționează? E bine, gândiți-vă la asta în felul următor. Activarea nervului vag este ca și cum ați întinde un mușchi după ce faceți exerciții fizice. Atunci când întindem un tendon încordat, acesta readuce mușchii la lungimea lor normală de repaus. Ca urmare, eforturile exercițiilor fizice sunt reduse, iar beneficiile sunt sporite. Este exact ceea ce se întâmplă atunci când activăm nervul vag după o perioadă de stres. Făcând asta, scădem dramatic nivelul de cortizol, reducem inflamația și ne ajutăm să ne readucem mintea la o stare de echilibru. Din fericire, există multe activități pe care le putem face pentru a crește activarea vagului. Printre aceștia se numără meditația, exercițiile de respirație controlată, notul și chiar ascultarea de muzică liniștitoare. Atunci când este practicată zilnic, meditația reduce cortizolul cu 40%. A devenit populară ca metodă de combatere a stresului în lumea modernă și pe bună dreptate. Nu numai că este relativ simplă, dar include exerciții de respirație, tehnici de relaxare profundă și posturi fizice care pun sângele în mișcare. Ajută la eliberarea tensiunii, promovează forța fizică și flexibilitatea și îmbunătățește bunăstarea, starea emoțională. Așadar, se pare că putem opri stresul, este nevoie doar de puțină practică. Atunci când simțim că suntem stresați, nu trebuie să stăm acolo să o lăsăm să persiste problema. În schimb, mergeți să notați sau chiar să ascultați Mozart. Când autorul a terminat liceul, a decis să-și ia o vacanță de 5 luni în Statele Unite înainte de a-și începe serviciul militar. Inițial își propusese să se cufunde în cultura locală și în viața de noapte și să-și facă noi prieteni. Dar ce s-a întâmplat în schimb? A zăcut toată ziua uitându-se la televizor și consumând greutatea sa corporală în zahăr și pizza cu prea mult cașcaval. Ca urmare, a devenit iritabil, deprimat și lipsit de energie. De asemenea, nivelul său de fitness a avut de suferit. În momentul în care a ajuns la baza navală, era complet nepregătit pentru provocările care îl așteptau. Nu e de mirare că nivelul său de stres a crescut vertiginos. Atunci când suntem stresați, hormonii noștri se epuizează din cauza celor două valuri ale răspunsului la stres. Ca urmare, vitalitatea, sănătatea și potența noastră cognitivă scad, iar noi devenim mai stresați. Vedeți cercul vicios? Din fericire, dieta, exercițiile fizice și statul în aer liber sunt modalități excelente de a produce acești hormoni și de a-i face să circule din nou. Acest lucru îi va permite organismului să se recupereze după orice daune cauzate de stres. Dacă vă întrebați de unde să începeți, autorul spune să începeți cu schimbări mici, cu schimbări graduale.
În ceea ce privește dieta, el recomandă limitarea cafelei și alcoolului, deoarece ambele ridică cortizolul și stimulează adrenalina. De asemenea, el recomandă consumul de ceai verde și cacao. Acestea nu numai că stabilizează răspunsul la stres, dar și întăresc și protejează cele trei sisteme cele mai afectate de stresul cronic, imunitar, nervos și cardiovascular. Exercițiile fizice sunt de asemenea o modalitate excelentă de a vă repara organismul după o criză de stres. Ajută la îmbunătățirea funcționalității creierului și promovează schimbări hormonale care ne sporesc vitalitatea fizică. Deși nu există o regulă strictă pentru ce exerciții alegeți, unele forme vor fi mai bune decât alte. De exemplu, s-a dovedit că exercițiile aerobice de intensitate ridicată îmbunătățesc semnificativ funcția cognitivă prin stimularea factorului neurotrofic derivat din creier, BDNF, o moleculă proteică care crește producția de celule cerebrale. Chiar și o plimbare de 10-20 de minute afară poate fi benefică pentru organism, mai ales dacă este soare. S-a dovedit că expunerea moderată la lumina soarelui învinge tristețea și stimulează sistemul imunitar. Prin implementarea câtorva lucruri simple în rutina zilnică, putem dezvolta rezistența la stres, dar este important să avem răbdare. Orice schimbare valoroasă în viață necesită timp și efort, dar cu cât depunem mai multă muncă, cu atât mai multe șanse avem să vedem rezultatele.